Moldova. Eu vin să vă cer votul vostru de încredere. Vin să vă cer sprijin și ajutor pentru ca să faceți persoana care vă vorbește președinte al Republicii Moldova, care să ducă Moldova spre noi orizonturi și noi împliniri. Cu mâna pe inimă vă zic că voi începe o mare luptă pentru această țară în care trăiesc eu și copiii mei. Voi purta răspundere în fața fiecărei femei, fiecărui bărbat, fiecărui copil pentru ceea ce declar, deoarece cu adevărat vreau să mă asum cea mai mare responsabilitate a vieții mele și anume să servesc Republica Moldova, să-mi servesc poporul. Vă promit doar un singur lucru. Moldova se va schimba. Noi o vom schimba împreună.